Survivor România, ediția din 17 aprilie 2022. Vulturii și tigrii se vor lupta pentru recompensă. O nouă ediție a Survivor România 2022. Vulturii și tigrii se vor întrece, duminică, pentru a câștiga jocul de recompensă. Au trecut deja trei luni de când cele două tabere, foștii faimoși și războinici, intră pe teren și dau bătălia pentru marele premiu de 100.000 de, de euro. De la o zi la alta, toți concurenții își depășesc condiția, învățând cum să supraviețuiască în jungla din Dominicană. În urma schimbării triburilor, Mihaela Stan a fost prima concurentă care a plecat acasă în România. Nici nu știu cum să încep. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru tot. Sunt niște oameni superbi. Voi pleca de aici recunoscătoare, voi ajunge acasă și voi prețui tot. Sper ca vulturii să se descurce și fără mine. Nu știu ce să mai zic. Nu mă bucur că plec și că nu voi mai putea avea parte de această experiență, a declarat Mihaela Stan atunci când prezentatorul i-a rostit numele pentru eliminare. După ce Mihaela Stan a părăsit Survivor România 2022, în echipa vulturilor au mai rămas Marian Drăgulescu, Alexandra Duli, Cerebel, care are probleme medicale, Elena Chiriac, Doru Răduță și Blaze. În ediția de duminică seară, cei care s-au bucurat de a rămâne mai departe în faimoasa competiție, vor discuta despre eliminarea Mihaelei Stan.